În Ploiești, locurile de parcare din curtea supermarketurilor și hipermarketurilor destinate persoanelor cu handicap sunt mai tot timpul ocupate de cetățeni care nu au niciun fel de problemă de sănătate. Și asta pentru că, nefiind pe domeniul public, ci pe o proprietate privată, cetățenii își imaginează că nu trebuie să respecte aceste reguli. Lucrurile nu stau însă chiar așa. În parcarea de la AFI, de exemplu, potrivit regulamentului parcării, cei care ocupă locurile destinate persoanelor cu handicap riscă să se trezească cu roțile blocate, taxa de deblocare fiind aici de 100 de lei. Administratorul pazei de la AFI ne spune că au probleme cu mașinile romilor, care în marea lor majoritate au roți mai mari și suspensia modificată. Astfel, garda la sol a autoturismului fiind foarte joasă, este imposibil să introducă dispozitivul de blocare a roților. O altă posibilitate este însă solicitarea către departamentul de blocări roți de la SGU. Dacă orice supermarket din municipiul Ploiești solicită blocarea persoanelor care au ocupat abuziv locurile destinate pentru persoanelor cu dizabilități, noi intervenim și blocăm, dar numai la solicitarea acestor. Șeful SGU Ploiești ne spune că reprezentanții marilor magazine pot suna prin dispecerat pentru blocarea roților și că serviciul prestat este gratuit pentru cei care l-au solicitat.